artiștii merg și se destăinuie. Își spun ce au pe suflet. Și astăzi, oricum, dragele noastre, vorbim despre sinceritate. Sinceritatea ne lasă sau nu fără prieteni. Și voi ați fost la Folclorul sub lupă, la Lavinia Târzianu. Marcela, te-ai destăinuit acolo. Vasilica la fel. Lorena, vreau să vă întreb care au fost reacțiile celor dragi după ce v-au văzut la Folclorul sub lupă. Au fost sincere? La mine, da. Foarte sincere. Am primit foarte multe mesaje și nu știu dacă... De fapt, dacă am spus că sincere, sincere, clar, toată lumea spunea că sunt un om de la care au cât de cât ce învăța, da. La fel ca și mine. De regulă ascult pe toată lumea și ce știu că îmi face bine, memorez și pun în practică. Așa că după ultima emisie pe care am înregistrat-o, pentru că eu am făcut două la Folclorul sub lupă, am primit foarte multe mesaje cu reacții foarte frumoase. Vasilica, cu siguranță și cu tine se identifică foarte mulți dintre telespectatorii noștri. Da, și cum a zis Mihalis, dacă sinceritatea, să știi că, din punctul meu de vedere, este și un avantaj și un dezavantaj. În ideea că poți să fii transparent și să te apropie sinceritatea de oameni, că nu față de oricine te deschizi. Pe de altă parte, sinceritatea nu o văd oportună tot timpul, pentru că s-ar putea, deschizându-te, tocmai oamenii respectivi, care e posibil să nu-ți devină prieteni, să, așa, și să considere că e un punct vulnerabil al tău. Dar mulți se identifică cu ale noastre povești atunci când mergem, de exemplu, la Folclorul sub lupă, și mi-aduc aminte, pentru că am văzut edițiile cu voi, da, la un moment dat, cum pescuiai. Și tu te-ai destăinuit, da, acolo pe marginea lacului, da, pescuind. Așa, da, mie îmi place foarte mult să pescuiesc și, într-adevăr, a fost, bine, a fost și natura, să știi, care ne-a învăluit, și apusul acela care, cum să zic eu, a fost un martor al dialogului meu cu Lavinia, dacă vrei. Și la fel ca, așa cum a zis Marcela, reacțiile sunt, feedback-ul este unul foarte pozitiv. Bineînțeles că oamenii rezonează cu poveștile prin experiența de lor. Desigur, sunt asemănări și atunci ei vorbesc foarte frumos. Aprecierile sunt pe măsura sincerității, ca să... Și eu consider că este foarte normal să mai fie și reacții contra sau urâte, dar consider că fiecare are dreptul să-și arate exact cum este sau exact ce simte. Așa că, așa cum am spus și mai devreme, eu, chiar dacă stau de vorbă cu toată lumea sau chiar dacă citesc toate comentariile, tot timpul păstrez ceea ce consider că îmi face bine la starea mea și la care mă ajută în viața mea de zi cu zi. Noi invităm pe telespectatorii noștri și în această seară, de la orele 19, să urmărească o ediție specială, o ediție de colecție. Lavinia Târzianu v-a pregătit la Folclorul sub lupă, doamnelor și domnilor, împreună cu Niculina Stoican. Vom afla cu toții dezvăluiri impresionante și vă invităm să urmăriți chiar acum un scurt fragment. L-a iubit și l-a iertat pentru absolut tot ce a făcut. Și pe mine m-a crescut spunându-mi: tu nu ai dreptul să-l judeci, pentru că este tatăl tău. Am rămas cu niște sechele pe care mi le-am creat și singură. Doamnelor, domnilor, Niculina Stoican, prietena noastră dragă, diseară la 19:30 la Folclorul sub lupă, la ora 19, mă scuzați, dragi telespectatori, dar o avem chiar acum la ora... Hai că ne-am emoționat! 12 fără un sfert prin Skype pe Niculina Stoican. Niculina, te pup, draga noastră, bună dimineața! Bună dimineața, Niculina! Eu vă pup pe voi, bună dimineața! Ce faci, Niculina? Ce frumoasă! Ești la serviciu? La muncă! La muncă, nu la timp Maria Tănase. Așa spunea tata când era mic. Așa, exact așa. Ce spunea? Așa îmi spunea, la muncă nu l-am întins mâna. De mic eu cu asta am trăit acasă. Dacă doream ceva, trebuia să muncesc pentru a obține. Mi se pare corect.
Niculina, cu toții te știm pe tine foarte veselă, mereu zâmbitoare și uite că ești un om deschis, ești un om deschis la dialog, nu ți-ai ascuns niciodată viața sub preș ca alții artiști și nu ne-am gândit că în sufletul tău se ascunde așa o mare tristețe din copilărie, fiind legată de copilăria ta. Nu cred că este... foarte frumos, cu bunicii mei, cu mama, cu tată, că nu a fost tatăl meu biologic, asta este cu totul altceva. Ce pe mine m-a marcat și m-a încântat, dacă vrei, atunci când am avut experiența necesară să înțeleg acesta, a fost dragostea pe care mama mea a purtat-o. Și faptul că ea întotdeauna, deși a trecut prin foarte, foarte multe probleme, ea l-a prețuit. Ne auzim, da? Niculina, draga noastră, probabil sunt lecții de viață și poate cele mai importante lecții de viață sunt iubirea și iertarea. Iar tu ești un om înțelept, iubești, ierți și mergi mai departe. Și cu siguranță toate aceste calități sunt moștenite de la mama ta, de la doamna Angelica Stoican, pe care o salutăm, o prețuim și o iubim. Să rămână, doamnă! Și noi am fost... Este foarte important cum crești. Este foarte important ce vezi în jurul tău. Și eu cred că există o singură regulă și o singură lege a acestei lumi, după care, dacă ne ghidăm în viață, lucrurile stau bine și ne ajutăm singuri. Iubirea. Dumnezeu este iubire și dacă învățăm să iubim și din ce ni se întâmplă să rămână o lecție, să iertăm și să uităm, pentru că să știți că e foarte greu să ierți și să nu uiți. Atunci sufletul rămâne încărcat și mi s-a întâmplat și mie de foarte multe ori. Să iert, dar să nu pot uita. Rămâne undeva în sufletul tău acea amintire care roade, da? Corodează sufletul. Și sufletul, la un moment dat, nu mai rezistă, nu mai face față. Dar, dacă învățăm, facem exercițiul ăsta, să iertăm și să și uităm, deja este minunat pentru noi, da? Pentru sine. Ceilalți, cei care fac rău într-un fel sau altul, probabil că nici nu le pasă, pentru că ei așa sunt obișnuiți să trăiască. Eu n-am putut niciodată să trăiesc făcând rău sau urând sau... sau trecând peste cadavre, numai să câștig eu. Nu, mi se pare cel mai josnic lucrul acesta. Tu ești un om minunat. Și suferința pe care mi-am creat-o din regulile mele de viață, pentru că oamenii care sunt care iubesc ce este în jurul lor, sunt mult mai vulnerabili și mult mai expuși suferinței. Dar eu, pentru că iubesc oamenii și iubesc lumina, îl iubesc pe Dumnezeu și iubesc viața, cred că toate suferințele pe care mi le-am găduit în lumea asta au fost ca să mă șlefuiască, ca să mă facă omul care sunt astăzi. Un om extraordinar ești astăzi și mai multe detalii cu siguranță vom afla diseară la Folclorul sub lupă, alături de Lavinia Târzianu. Tu ne-ai dat acum un preambul a ceea ce o să vedem diseară. Îți mulțumim tare mult, Niculina, și te așteptăm săptămâna viitoare la noi, pentru că ne-ai promis imagini de la Balta, de la Tudor Vladimirescu, 200 de ani, și ne-ai mai promis că în fiecare lună vei fi aici pe Turcoazica noastră, iar noi nu uităm. Așa va fi, vin să vă povestesc că peste 1000 de oameni acolo. A fost minunat, spiritul lui Tudor ne-a dat ca totul să fie capabil și sunt foarte... Dar vin și vă povestesc aici, săptămâna... pe Turcoazica. Îți mulțumim din tot sufletul. Te iubesc. Îți mulțumim. Succes. Niculina Stoican, te iubim. Îți mulțumim din tot sufletul pentru această intervenție. Felicitări pentru tot ceea ce faci. Da, și tot vorbeam așa despre povești prin care învățăm, până la urmă, sunt lecțiile noastre de viață. Și știm că și tu, Vasilica, ai trecut prin astfel de lecții de viață.
pe care le-ai învățat, ai uitat, ai iertat. Și ai cumva o poveste asemănătoare. Da, asemeni multor altora, părinții mei s-au despărțit când aveam mai puțin de un an de zile. Într-adevăr, și eu am avut o copilărie minunată, cu tot ce presupune frumusețea naturii la țară, pentru că am copilării cu bunicii până să merg la școală. Dacă a fost nevoie să iert, am iertat și asta ca să pot eu să merg liniștită, să pășesc ușor, să fiu ușoară, cum se zice, da? Să nu... Dar nu am uitat și nici nu mi-aș dori să uit, pentru că ferească Dumnezeu să... Nu vreau să uit atunci când, eu știu, anumite persoane, poate că mi-au pus o piedică la figurat vorbind, dar să țin cont și să le selectez, așa cum... Atât de frumos a spus Niculina Stoican, iubirea rămâne un ghid în viața unui om și îți croiește drum, chiar dacă pe alocuri printre mărăcini sau ca și la Waze ajungi la destinație, știi? Mai ocolești. Ajungem mai... și noi da. La destinația scenă de data asta, neghidați de diverse.